Deci, m-am întors de curând din morți și am intrat pe Facebook să vă întreb cu ce pula mea vreți să fac următoarea parodie animată, iar ei bine, răspunsul a fost cam așa. Trei lucruri care mă enervează pe mine. Tată, nici nu știi în ce te-ai băgat cu întrebarea asta, dar hai să începem. 5.000 de zile de copii, lucruri serioase, despart boxe, case cu rude, femei frumoase. Fiți atenți, oameni buni, că aici s-ar putea să fim gemeni când vine vorba de chestii care mă enervează. De când mă știu eu, am urât din tot sufletul meu un lucru și acela a fost să mă scol dimi fucking neața. Și asta mai ales când e vorba să mă scol să fac ceva ce nu-mi convine, incluzând să merg la fucking școală. Și bă, știu că există și persoane care n-au ei bai cu sculat de dimineață, dar hei, eu sigur nu sunt unul dintre ei. Majoritatea dintre noi, fie că avem de mers la muncă sau la școală sau cine știe, poate ne vine cheful să dăm o labă mai matinală, așa, trebuie să ne sculăm dimineața pe la 7-8, dar și chestia asta pe mine mă distruge mental. De ce? Ei bine, uite aici mai multe motive. 1. De obicei la ora trezirii eu încă visez cele mai șmechere vise, fie ele că zbor sau violez un unicorn în cur, asta depinde de zile, dar atunci când sună alarma aia enervantă ca pula, e un fucking vis, tocmai trăiesc punctul culminant, gen ori îmi pup crash-ul sau îmi dau drumul în unicornul ăla de care vorbeam mai devreme. De fapt, poate el e crash-ul meu, dar trecând peste asta, alarma aia mai irritantă ca un milion de albine futute în urechea mea are un așa magnific, magnific talent încât cumva mă jur de nu ghicește, prevede viitorul, citește în fucking cărți și știe fix când eu urmează să visez și ghici ce face. Mă lasă să intru un pic așa în povestea visului, iar fix când se întâmplă ceva important, o fut pe una sau mă fute ea pe mine, da, sigur. Cum să nu? Tu-ți morții tăi de alarmă. Și faza mai amuzantă e că dacă aș avea alarma aia cumva pusă și nu ar trebui să merg niciunde când sună, m-aș trezi fără să-mi dau seama măcar, aș opri-o, iar visele mele ar continua în liniște și pace. Un alt motiv pentru care eu ură să mă scol dimineața și probabil și voi e sentimentul ăla de căcat pe care îl simțiți când trebuie să te dai jos din pat, frate. Nimeni, și când spun asta vorbesc serios, nimeni întreg la cap nu alerge să se dea jos din patul lui călduros și bun pentru a merge la fucking școală sau unde pula mea trebuie să se ducă. Asta incluzând și, da, baia. Mai bine fac cu mine, ok? Ok, bine, poate nici chiar așa. Dar să fim serios, sentimentul ăla de iar trebuie să mă scol e mai ceva ca tortura din Siria, e moarte de om. Iar un motiv final la problema cu trezitul de dimineață ar fi cam asta. Pot spune că de multe ori când mă culc eu, nu e tocmai seară, deja se apropie undeva de 5-6 dimineața. Deci prin definiție alții pot spune: păi normal, frate, că ți-e somn dacă te culci așa târziu. Dar de fapt țin să vă anunț că dacă eu m-aș culca prin minune pe la 10 seara, să spunem, trecând peste faptul că m-aș vârcoli prin pat ca un vierme, că nu mi-ar veni somn mai rapid, m-aș culca la dimineața următoare mai somnoros și mai fără chef să mă dau jos din pat, din simplul motiv că am stat așa de mult timp în el, încât care mai e rostul în a mă da jos? Să mergi la școală. Cum? Ce ai zis? Te rog, repetă că nu am auzit. Am zis să mergi la școală. Oh, am auzit bine? Să mergi la școală? Pleacă-mă de aici cu glumele astea. Să mă priști pe ei toți, că nu înseamnă nimic. Ești morți, toți ăștia care cred că se vorbește pentru toți. Ei bine, dacă nu v-ați dat deja seama, eu unul sunt total împotriva subjugării de orice fel, fie ea școală sau relație părinte-copil în casă. Nu mi se pare ok ca cineva să vină să spună să faci ceva, tu să nu ai habar ce pula mea faci mai exact și totul să fie considerat normal într-un final. Eu unul sunt de părere că un om nu trebuie să facă nimic atâta timp cât nu înțelege ceea ce face și nu e 100% sigur pe
pe el însuși că face bine sau rău. Depinde acum unde vrea să dea cu bomba. Ideea e că la școală, spre exemplu, majoritatea profesorilor predau un lucru, uită de partea cu profesorul mai exact, adică nu explică ce au predat, iar dacă explică ceva, într-un final o spune în așa fel încât zici că repetă pe scurt deja ce a zis prima oară, ceea ce e egal cu fucking zero, nu ajută cu nimic situația, by mai mult, induce și în fucking eroare pe oricine îl ascultă și care mai avea și o oarecare imagine în cap față de subiectul respectiv. Fiți atenți aici, spre exemplu, zilele trecute eu am participat la un concurs național de informatică unde existau profesori ce jurizau și dădeau note pe proiectele participanților, ok? Adică le lua proiectul, îl verificau nu știu ce și după îl dădeau înapoi, puneau o notă și trimiteau în banca ta. Ce dracu e asta, frate? Păi bă, pula mică care jurizezi fârcurile de bebec în culise, fii atent la mine mai întâi și te ocup de alea și mai încolo. Tu știi ce înseamnă a juriza un proiect? De fapt, orice în viața asta înseamnă să-i dai un feedback înapoi celui a cărui jurizezi produsul, proiectul, pula, orice o fi, nu contează. Fie că jurizezi o tipă care face striptease, ori un proiect pe calculator, trebuie să dai un feedback că de aia ești acolo. Bă, uite, dansul tău a fost bun, numai că parcă trebuia să mă atingi mai mult pe pulă, știi? Ăsta e un feedback. Nu contează ce spui, frate, atât timp cât măcar spui ceva util și nu tași ca prostul într-un colț. Revenind la povestea noastră, după ce proiectele au fost notate, mulți s-au revoltat că jurizarea a fost de căcat, iar ei bine, ghiciți cine i-a mai susținut, în afară de mine, în pula mea, toți profesorii de pe lângă cei care jurizau și nu aveau treabă cu concursul și știți ce le-au zis? Bă, spune-le și tu unde au greșit măcar. Iar în punctul ăla totul s-a dus dracului la vale. Ei bine, proștii au început să dea cu sfaturi în stânga și în dreapta, ca și cum i-ar fi știut tot, iar noi am fi fost niște idioți. Ora. Și pe lângă toate astea, sfaturile mai erau și proaste. Gen, un tip avea un video de prezentat, iar ei, după drama respectivă, în loc să lase în pula mea să-și prezinte chestia, la fiecare 3 secunde și nu glumesc, îl opreau să-i spună: da, bă, aici parcă mai mergea o tranziție din aia. Bă, dar cadrul ăsta l-ai luat de pe net, dar aici cumva ți-ai suflat nasul și șervețelul nu era umed după? Pe bune! Asta e întrebare de pus legată de mesajul proiectului? Dacă era reclamă la Strepsils, poate că da! Dar în cazul ăsta nu, în pula mea! Fiu, ce imbecil! Și ei bine au ajuns până la urmă să jurizeze și ce am făcut eu. Totul bine și frumos până la final, când se apucă unul să spună cu cuvintele astea: aici trebuia să faci asta așa, înțeleg? A, da, frate, și acolo trebuia să faci cadrul mai așa, niciodată să nu mai faci asta. După mine, totul trebuia inversat și acțiunea mai spre final. Eu spun că așa trebuia de fapt. Și eu am stat acolo, am ascultat ce au avut de spus și am început să râd. Să râd atât de ei, cât și de ce sfaturi, între ghilimele, îmi dădeau. Nu poți în pula mea ca la începutul zilei să nu spui nimic, să nu scoți niciun cuvânt în timp ce jurizezi și deodată, după niște observații drastice, să încep să dai cu sfaturi peste tot și încă un lece includ termenul de trebuie. Alea nu sunt sfaturi, în pula mea. Că așa zic eu și trebuie, că așa e mai bine, crede-mă pe mine că eu lucrez în industrie de 10 ani. Fosila pizdii mătii și industria ta cu tot. Se vede câte cunoștințe ai extrem de valoroase atunci când singurul tău sfat a fost să mut o vază cu flori mai la stânga într-un fucking frame. Și ai terminat propoziția cu: trebuie, că altfel nu se poate. O vai tu, Da Vinci Picasso, ce ești, dă-te în pula mea de prost. Auzi, trebuie tu să suși pula, bă. Fraților, dacă e un lucru mai enervant ca treziturile dimineața sau sfaturile unor proști, acela trebuie să fie țânțarii și fucking muștele. Le urăsc, punct. Dacă ar fi un loc în sufletul meu rece și neexistent în care aș putea arunca un lucru să dispară pe vecie, ăla ar fi țânțarii, urmat de muște. De ce? Uite o întrebare mai bună, dacă îmi permiți. De ce nu? Haideți să disecăm subiectul țânțarului un pic și totul se aplică și la muscă, oricum. Prima întrebare: la ce pula mea e bun pe lumea asta țânțarul? Caută pe nestudii legate de ei și vei afla că răspunsul la întrebarea asta este... la nimic! Nu sunt buni, în afară de faptul că sunt hrană pentru unele animale, dar pot fi ușor schimbate de orice altă insectă. Nu sunt buni la nimic! De fapt, singurul răspuns valabil care l-am găsit a fost ăsta:
Da. Țânțarii au ajutat efectiv populația Pământului să scadă drastic din cauza că au transmit tot felul de boli. Atât! Efectiv, nu numai că sunt niște căcați buzuitori la urechile mele care nu mă lasă să dorm și vin și îmi suc sângele, nu pula, dar mai și omoară oamenii. Nu au nici un scop benefic necesar umanității, încă descoperit cel puțin, așa că hai să-i omorâm pe toți, dar ghiciți ce? Nu putem, pentru că sunt prea mulți. Hitler mai bine începea cu țânțarii și muștele, că poate acum era mai ușor. Hail! Bun, și pe lângă faptul că te mușcă și cine știe ce sida îți mai dă, e și greu ca pula de prins. Dacă nu se așează pe undeva să-l vezi, hai de capul meu, nu-l mai găsești în viața ta. Muștelele abuzuitoare măcar sunt mai proaste și se bat cu capul în geam, ori zboară peste tot și așa mereu știi unde sunt. Dar un țânțar cu experiență în deavații ascunsele, oh, pula-l mai găsește. E mai ceva ca un ninja, frate. Dar dacă reușesc cumva să-l prind. Băi, mă jur de nu-l las acolo zdrobit de zid, nici nu mă ating de el ca să fiu sigur că atunci când mai vin un alt țânțar în cameră, să vadă cimitirul fraților lui și să stea să se gândească de două ori înainte pe cine înțeapă data viitoare. Toți morții, mătii! Și ăsta a fost videoul de astăzi, sper că v-a plăcut și dacă mai vreți animații de genul, fiți sigur că ați lăsat un like și vă mulțumesc pentru tot suportul vostru, sunteți uimitor. Dacă văd că videoul ăsta face o grămadă de like-uri și că vă place în general, o să mă asigur că următoarea parodie o să ajungă la voi foarte curând și să nu uitați să vă abonați pentru a face parte din legiune, iar de asemenea ca bonus pentru fiecare persoană care a lăsat un like și s-a abonat de la mine pentru el sau ea, leacul contra somnului de dimineață. Efectiv, apeși like și bum! Direct nu o să te mai simți de căcat dimineața, fără glume. Vă mulțumesc încă o dată pentru că sunteți cei mai tari și ne vedem în episodul următor la 3, ca de obicei, Alpaca King Out. 1, 2, 3...